Alături de mine, în fața națiunii, este ministrul Finanțelor Publice. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. E o zi cu vești bune. Aflăm că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește această creștere economică, așa cum ziceau și datele noastre. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi și cum am ajuns până la urmă aici? Ce am făcut? Să știți că e o veste bună într-o serie, practic, de anunțuri făcute după aprobarea bugetului, anunțuri pozitive. Am avut întâi anunțul Băncii Mondiale, care a revizuit în creștere perspectiva noastră de creștere economică. Am mai avut după aceea acel 6% prognozat de FMI, la fel, foarte optimist în privința creșterii economice. După care a urmat Comisia Europeană cu un 5,1%, ceea ce înseamnă a treia creștere a unui stat membru prognozată pe acest an. Între aceste anunțuri am mai avut inclusiv ridicarea perspectivei de la negativ la stabil de către agenția de rating Standard & Poor's și confirmarea ratingului de către agenția Fitch. Toate aceste vești însumate reprezintă încredere. Reprezintă încrederea, pe de-o parte, a Comisiei Europene, a partenerilor internaționali, în ceea ce facem, în măsurile economice pe care le luăm și traiectoria fiscal-bugetară pe care am adoptat-o. Faptul că Eurostat, a doua oară, confirmă această poziție extrem de onorantă pentru România, primul loc de creștere economică, este un alt semnal foarte important care confirmă că suntem în direcția, ne îndreptăm în direcția cea bună. Datele publicate astăzi de INS sunt date semnal. Asta înseamnă, repet, că suntem în direcția cea bună. Nu înseamnă că am ajuns acolo. Înseamnă că ne îndreptăm în direcția bună. Există riscul, deci, să ne împiedicăm cumva pe traseu? Nu. Pentru că trebuie să menținem o atitudine prudentă, de echilibru, în continuare, exact așa cum am făcut până acum, astfel încât să confirmăm trendul pe care ne-am înscris. Sunt semnale foarte bune. Dar fac din nou apel la prudență, în special în gestionarea cheltuielilor bugetare de către toți ordonatorii de credite și menținerea acestei atitudini pe care am avut-o de echilibru. Cred că dacă facem acest lucru, menținem acest trend, ne înscriem în țintele în care ne-am angajat că ne înscriem, perspectivele economice pentru România sunt foarte bune și investitorii, pe de altă parte, vor privi România cu alți ochi, astfel încât să devenim o țară cât mai atractivă. O să vină să investească în România, spuneți? O să vină, bineînțeles, și vin. Ne dorim să vină investitori cât mai mulți. Spre exemplu, de stabilitate, vă de dau numai un exemplu, sigur, vă dau un exemplu care este cumva în area noastră de preocupări la Ministerul Finanțelor. Am semnat 11 acorduri de finanțare prin ajutor de stat în valoare de peste 400 de milioane de lei, cu un impact total de peste 600 de milioane de lei numai în primele 3 luni ale acestui an. Programul de susținere care este pe garanții, care este operaționalizat de fondul de garantare, de FNGC-IMM, funcționează. Foarte mulți deponenți. În timp de o lună am operaționalizat tot programul cu toate subcomponentele. IMM Invest, IMM Agro, IMM Leasing, IMM Factor, programul Noua Casă. Toate aceste lucruri, inclusiv măsurile luate anul trecut în trimestru 3 și 4, iar trimestre de creștere, au avut acest efect. Dar oricât de bun ar fi acest efect și oricât de mult ne bucurăm acum, trebuie să ne menținem o poziție echilibrată și să fim vigilenți în privința cheltuielilor, dar și în perspectiva veniturilor, astfel încât să creștem nivelul de colectare, să creștem conformarea voluntară, atât pe cheltuiel, atât pe venituri. Cât și pe venituri. Vreau să vedem întrebările zilei și o să încercăm să răspundem rând pe rând la ele. Ele vin din tot ceea ce am văzut ca anunțuri astăzi. Și prima întrebare a omului de rând este, și o să vă rog să privim împreună, când se va resimți creșterea economică în buzunarul românilor? Da? Că știm foarte bine, anunțul e excepțional, suntem în direcția bună, o să fie o creștere economică importantă, dar aici în buzunar, cum și când simțim? Trebuie să simțim cât mai curând. Angajamentul nostru, în toate eforturile pe care le facem în acest guvern și în privința menținerea acestui echilibru bugetar și al unei încrederi față de România,
țintește într-acolo, astfel încât omul de rând, românii, se resimtă cât mai curând că am trecut peste această perioadă traumatizantă, ieșind dintr-o criză pandemică, combinată cu o criză economică, combinată cu, evident, niște temeri legate de viitor. Și vin aceste semnale bune. Deci, sperăm că toate aceste măsuri combinate vor face ca toți românii să simtă cât mai curând posibil că există o nouă deschidere și că dincolo de pandemie va fi bine. Colectarea, spuneați că e extrem de importantă. Ce s-a făcut în acest sens? Sau care sunt datele pe care le aveți și la ce sperați pe mai departe? Vă dau un singur exemplu și foarte important, un proiect despre care s-a vorbit foarte mult, foarte mult timp, în mulți ani. E vorba de Marea Conectare, conectarea caselor de marcat. Un proiect extrem de important s-a întâmplat în acest an cu o aplicație construită în acest an, timp de 3 luni de zile. Aplicația a fost operaționalizată la sfârșitul lunii martie. Toate casele au putut să conecteze și în momentul de față avem deja 31.000 de case conectate, dintre care nu sunt numai mari contribuabili, sunt și contribuabili mijlocii, deci practic avem o diversitate a contribuabililor care deja s-au conectat. Termenul pe care l-am fixat pentru mari contribuabili este 31 iunie, dar această cifră de 31.300 ne încurajează să credem că vom ajunge la 50.000 la sfârșitul lui iunie, după care mai avem un termen la sfârșitul noiembrie pentru toți contribuabilii, iar odată atins acel termen, efectul conectării caselor de marcat în reducerea gap-ului de TVA va fi important. Dacă ne uităm la Ungaria și Slovacia, acest efect a fost undeva între 10 și 15%. Din venituri de TVA de în jur de 60 de miliarde, vă dați seama că 6 miliarde, ce înseamnă pentru gap-ul de TVA. Ar fi foarte important și important ca și colectarea pentru bugetul de stat. În privința colectării, ați observat că la trimestru 1 avem o colectare bună. Avem undeva în jurul cifrei de 18%. Ce vreau să vă spun astăzi este că acest trend continuă. Veniturile cresc și la sfârșitul lunii aprilie. Deci suntem undeva la 20% colectare. Și vestea și mai bună este că pe parte de cheltuieli, chestiune care ne îngrijora și chestiune care a fost discutată public foarte mult, dacă eram undeva la un 11% în trimestru 1, acest trend stagnează. Deci cheltuielile nu mai cresc la aprilie. Și sperăm să menținem acest trend atât pentru cheltuielile totale, cât și pentru cheltuielile de personal, astfel încât să avem o creștere a veniturilor, dar să ținem cheltuielile sub control. E acel apel pe care l-a făcut și premierul la toți miniștrii să aibă grijă pe ceea ce fac mai departe, da? Și cum și cât cheltuie și dacă se poate să se reducă. Evident. Am prezentat, ce înseamnă asta? Că e posibil să vedem tăieri? Am prezentat în două ședințe de guvern analize detaliate. Le-am prezentat tuturor miniștrilor în privința evoluției cheltuielilor și în privința execuției la trimestru 1 și a evoluției cheltuielilor. Le-am transmis adrese și am făcut apel și uite, vedeți că se vede. Se vede la diferența între trimestrul 1 și aprilie, cheltuielile de personal rămân undeva la 5,6 și cheltuielile totale rămân undeva la 11. Ceea ce înseamnă că acest apel a fost receptat. Și eforturile pe care le facem sunt eforturi pe care ceilalți ordonatori de credite le pun în practică. Și o altă veste foarte bună, aș spune, este legată de deficit. La aprilie, deci practic pentru primele 4 luni din acest an, comparat cu anul trecut. Anul trecut aveam undeva la 2,5% deficit. La primele 4 luni avem 1,8%, deci avem 0,7 puncte procentuale. Diferență față de anul trecut. Știm că despre deficit ați discutat și la Bruxelles. Este o chestiune ce a fost intens dezbătută din nou. Sunt multe întrebări vis-a-vis de promisiunile pe care le-am făcut sau angajamentele pe care le vom lua în privința Planului Național de Redresare și Reziliență, apropo de măsuri ce vor fi implementate în țara noastră. De aici vine și a doua întrebare a zilei, pe care o să o vedem împreună. Sunt mulți cei care se întreabă dacă vom vedea în România taxe
sau impozite suplimentare anul acesta? N-aș putea să vă spun mai mult acum decât am spus și decât întreaga coaliție s-a angajat și primul ministru că nu vom introduce alte taxe. Acesta e un angajament al coaliției. Deci n-aș putea să vă spun mai mult decât angajamentul coaliției. De la nivel european însă ni s-au cerut anumite reforme. Am discutat și cu ministrul Ghinea despre ceea ce e bine să îndeplinim astfel încât să primim banii aceia europeni. Reforme în zone importante, în zona pensiilor, în zona administrației publice și așa mai departe. Dumneavoastră personal, din discuțiile pe care le-ați avut la nivel european, ce ne puteți spune? Ce a reieșit ca măsură pe care urmează să o luați în țară? Avem deja niște angajamente luate. Deficitul cash de anul ăsta de 7-16, un angajament luat. Avem o traiectorie fiscal-bugetară până în 2024, când ne angajăm să revenim la cei 3%. Această traiectorie a fost deja agreată la Buser și în această traiectorie rămâne. Evident, în momentul când se vor finaliza discuțiile pe PNRR, putem să discutăm în detaliu legat de proiecte. Da? Voi avea la sfârșitul acestei săptămâni primul Consiliu de Ministri ai Finanțelor în format fizic în Portugalia. Discuția pe PNRR va continua după aprobarea Comisiei în Consiliu. Deci, practic, începem să pregătim terenul pentru aprobarea PNRR-ului în Consiliu, care e o chestiune importantă și trebuie cumva început acest demers de prezentare a măsurilor pe care vrem să le luăm tuturor statelor membre, în special miniștrilor care au influență în ECOFIN. Deja am avut câte două convorbiri telefonice cu miniștrii germani și francezi, cu care deja am antamat întâlniri fizice la Lisabona, dar și cu alți miniștri de finanțe din ECOFIN, tocmai pentru a discuta despre ceea ce vrem să facem și să cumva să pregătim terenul pentru aprobarea în ECOFIN a PNRR-ului. Sunt reforme importante. Dacă aș discuta, spre exemplu, de o chestiune foarte importantă pentru Ministerul de Finanțe, este cel mai mare program de digitalizare pe care l-a avut România. Discutăm de 300 de milioane de euro, în jur de 300 de milioane de euro, care vor fi dedicați digitalizării. 200 de milioane de euro Ministerul de Finanțe, ANAF și 80 de milioane de euro pentru VAMA. Operaționalizarea VAMI în afara Ministerului e un proiect separat. Inclusiv bani pentru celebrele scanere care nu funcționează, pentru dotări, pentru toate aceste lucruri. Plus, din digitalizare o să vină bani suplimentari? Sigur că da. Cam care e estimarea? Sigur că da, vor veni bani suplimentari. Suntem în discuție acum cu Comisia să vedem care sunt prognozele, dar acești bani au variat de la un stat membru la altul și trebuie discutată influența pe colectare, pe fiecare proiect în parte. V-am spus, numai pentru case de marcat, alte țări au reușit să obțină în jur de 10-15%. Deci, estimăm o creștere a colectării. Noi suntem departe de media europeană, dar uitați că colectarea începe să funcționeze și ajutată de aceste instrumente digitale va funționa din ce în ce mai bine. Vedem și cea un alt proiect important anunțat foarte recent, E deja publicat în consultare publică, este trecerea completă în digital în interacțiunea cu ANAF. Acest proiect, prin care toți contribuabilii vor putea să intre în contul lor personal, în spațiu privat virtual, înseamnă, iar comunicarea se va desfășura doar în spațiu privat virtual, înseamnă că renunțăm la hârtie, renunțăm la cozi. Va fi mult mai ușor pentru toată lumea. Până când? Când se va întâmpla asta? Până... Acest proiect este în consultare publică. În 3 luni de la aprobarea proiectului putem să trecem complet în zona digitală. Suntem pregătiți pentru asta. E cumva iar în legătură cu această a treia întrebare pe care o avem în această seară în fața națiunii. De unde vin banii? Vedem exact întrebarea afișată și pe ecran, ca lucrurile să fie cât se poate de simple. De unde vin banii pentru redresarea economică, de fapt și de drept? Doar acei bani de la Bruxelles, producție proprie, să spunem așa, felul în care generăm noi venituri în țară, spuneați, atragerea de investitori, cam ce calcule ați făcut? Păi vă invit să ne uităm un pic în execuția de la trimestrul 1, unde adăugăm și luna aprilie și o să vedem o creștere importantă la sumele primite din fonduri europene.
Dacă la primul trimestru aveam o creștere de în jur de 26%, adică 1 miliard de lei, dacă adăugăm și execuția pe aprilie, o să vedem că ajungem undeva la 2,2 miliarde de lei. Deci cresc cu 37% comparat cu aceeași perioadă a anului trecut, care oricum era o creștere față de 2019. Deci e o creștere în privința fondurilor europene. Și aceeași creștere vedem și în privința investițiilor, dacă ne uităm în execuție. Dar evident că trebuie să facem mult mai multe eforturi pentru atragerea investițiilor străine. Și voi propune în următoarea ședință de guvern un memorandum pentru crearea unui task force din ministerele care gestionează sau pot ajuta la atragerea investițiilor străine, astfel încât la nivelul guvernului, împreună cu Ministerul Economiei, împreună cu Ministerul de Externe, cu Cabinetul Primului Ministru, Primul Ministru, să putem să luăm decizii în timp rapid când un investitor vrea să investească în România, să avem instrumente să-i oferim condiții. Și pentru asta vom propune inclusiv acea schemă de ajutor de stat pentru proiecte strategice, adică proiecte mai mari de 100 de milioane de euro, ca să creăm România instrumente să atragă mari investitori care vor să-și relocheze investițiile, care vor să facă investiții mari, să creeze locuri de muncă. Deficitul acesta, ce n-a mai fost controlat, să spunem, la nivel european și a crescut destul de mult, ne poate duce într-o zonă de risc pentru anii următori? Să trebuiască să strângem foarte tare cureaua ca să echilibrăm lucrurile, să fie probleme, nu știu, pentru salariați, pentru pensionari? Sunt cetățenii de rând, românii de rând, care se uită acum la noi și se întreabă, în funcție de deciziile pe care le luați dumneavoastră, ce se întâmplă cu viața lor de zi cu zi? Cam care ar fi mesajul pentru ei? Să aibă încredere. Uitați ce s-a întâmplat în primele 4 luni. Pensiile crescute, salariile crescute în timpul anului trecut sunt angajamente pe care noi le-am onorat, au fost plătite. Deci, din punctul ăsta de vedere, ați văzut, n-a fost absolut nicio problemă, nicio sincopă nicăieri și unde au apărut sincopele le-am rezolvat imediat. Evident, riscuri există și pandemia însă și modul în care economiile europene reacționează la pandemie, atât timp cât încă suntem în pandemie, creează în continuare această impredictibilitate pe care o discutăm în Consiliul Ministrilor de Finanțe. Și mai toți ministrii de finanțe au această temere, până când nu se va finaliza pandemia, astfel încât să finalizăm procesul de vaccinare, să știm că economia funcționează în mod normal din nou, vor exista aceste incertitudini. Și acesta a fost și semnalul pe care am vrut să-l trag azi. În ciuda faptului că avem semnale foarte bune, trebuie să fim în continuare atenți, echilibru, prudenți.